Investițiile în Șag continuă. Vorbim de această dată despre modernizarea a încă două străzi din comună. Administrația locală va demara proiectul odată cu finalizarea documentației. Avem în lucru documentația pentru modernizarea străzilor 14 și 15. Proiectul cuprinde asfalt nou, rigole carosabile, accese auto și trotuar. Odată cu finalizarea documentației și obținerea avizelor, vom demara execuția, aceasta fiind finanțată în totalitate din bugetul local, transmite primarul comunei Șag, Flavius Roșu.